Mulțumesc, Scorpion, îmi pare rău, s-a întrerupt înregistrarea. Deci vorbeam despre energia cu unul dintre voi. Sunt foarte convinsă că unul dintre voi, și parcă presimt că persoana a doua, a avut o dezamăgire. Poate ați avut și voi, dar ați trecut foarte bine peste ea. Ei oricum resimt, o să vă explic de ce, pentru că au echilibru, un dezechilibru, da? Așadar, vedeți și voi, aveți o inimă frântă, unul dintre voi, și din acest motiv, unul dintre voi este foarte defensiv. Dacă cumva îl abordați sau o abordați, devine foarte... se închide, se ascunde în spatele unor atitudini care poate vă sperie. Cred că, într-adevăr, au depășit o perioadă de suferință, dar, tocmai pentru că au depășit-o, au intrat într-o perioadă în care își pun întrebări, se roagă și încearcă să se vindece. La nivel spiritual își vindecă sufletul prin întrebări, prin rugăciuni, prin spiritualitate, poate. Am senzația că a avut de-a face cu cineva în semn de foc sau cel puțin cu un narcisist. Această carte poate să reprezinte și o persoană foarte egocentrică, un narcisist, da? Care i-a lăsat să se simtă izolați, în singurătate, într-o răceală emoțională sau chiar și în niște probleme financiare. O persoană care i-a manipulat, da? Care i-a făcut să regrete o relație cu un suflet pereche. Deci aș putea să zic foarte mult, dar măcar pe scurt sper că ați înțeles, da? Unul dintre voi ați avut această poveste și resimțiți și în februarie această energie. Să vorbim acum despre voi. Ce aveți voi în suflet? Aveți asul de bâte. Aveți doi ași, ceea ce este minunat. Este o energie... spirituală, dar care începe să se manifeste în 3D foarte rapid. E deja pe drum, să zic. Asul de bâte reprezintă dorința voastră de a avea o aventură, de a începe o nouă etapă în viața voastră, o etapă foarte pasională, dorința voastră de a vă exprima într-un mod eventual erotic, sexual, da, cu cineva, sau măcar inovativ la locul de muncă. Este în poziția inimii, deci inima voastră e pusă oarecum pe jar sau să vă simțiți foarte pasional față de cineva. Poate să fie semn de foc, dar nu e obligatoriu. Poate are planete sau poate voi aveți planete în semn de foc. Știți deja care sunt semnele de foc. Deci asul de bâte este în sufletul vostru. Vă doriți o relație. Vă doriți o relație de dragoste pasională, dar care să nu se limiteze doar la prietenie. Vă doriți o relație în care, într-adevăr, să aveți un contact fizic cu persoana iubită, un contact și nu orice fel de contact, un contact pasional. Mercurul vostru, regele de bâte, iar foc, iar semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Poate iar persoana vă și gândiți și simțiți, sau voi aveți niște planete de foc și Jupiter acesta vi le atinge într-un fel foarte marcant. Vă gândiți ori la o poziție profesională, intelectuală, de autoritate, poate vă doriți la job să ajungeți în această poziție de autoritate, poate o persoană de la job vă influențează oarecum felul de a gândi. Colaborați la serviciu cu cineva, ori cu un semn de foc, ori cu o persoană foarte încrezătoare. Asta în cazul în care nu sunteți voi, dar cred că mulți dintre voi, Scorpion, sunteți, pentru că aveți asul de bâte în suflet, vă simțiți încrezător, vă simțiți gata să preluați comanda unei relații, a unui job, a unei situații. Aveți multă încredere în voi. Martele vostru sau casa 10-a a publicului, casa profesională poate să fie. Marele Preot. Cred că în relație cu această persoană, da, cu persoana a doua, sunteți oarecum tradițional. Poate nu arătați toată pasiunea și tot ceea ce v-ați dori. Poate v-ați dori să-i conduceți, da, să fiți conducătorul în această relație. Dar nu vreți să arătați acest lucru. Vă manifestați oarecum tradițional. Ca un taur, e semnul taurului, e un semn de pământ, un semn care urmează niște reguli. Cred că vă e teamă să vă aruncați, să vă exprimați pasiunea și încercați să vă echilibrați oarecum și să manifestați un tradiționalism care rămâne de văzut dacă este în ajutorul vostru. Poate unii dintre voi la locul de muncă aveți un șef care vă impune niște reguli și într-un fel vă gândiți foarte mult la o poziție în care ați putea ajunge, repet, o poziție de lider sau de șef de proiect. Poate unii dintre voi vă doriți să vă angajați în această relație cu o devoțiune sau un devotament special. Asta e o carte a devotamentului, e și tradițional și devotament, o angajare clasică, într-un mod clasic. Vreți să conduceți această relație nu doar într-un mod pasional, dar și poate v-ați dori o căsătorie. Cred că unii dintre voi vă doriți o căsătorie cu această persoană dacă merge bine treaba. Deci vă este frică de 9 de cupe. Vă este cumva frică că nu cumva până se împlinesc lucrurile, pentru că oricum sunteți hotărâți să luptați pentru ceea ce doriți, să nu intrați într-o izolare emoțională. În ce sens? E poziția fricii și din acest motiv explic așa. Vă este frică să nu vă ascundeți în spatele emoțiilor sau să nu vă pierdeți în prea multă băutură, dacă aveți tendința asta, da? Pentru că lucrurile nu vor merge instantaneu în 2-3 zile. E o muncă, da? O muncă care trebuie depusă și a doua oară când avem cartea muncii aici, da? E și pasiune și mult foc, dar lucrurile și angajament, serios, dar lucrurile se manifestă în timp. Vă este frică de 9 de cupe, vă e frică să nu fiți autosuficient, mai exact. Poate exprimările anterioare n-au fost suficient de clare, dar vă e frică să fiți autosuficient și vă e frică să rămâneți singur, pentru că asta e o persoană singură cu 9 cupe. Și voi vreți să fiți doi? Da? Vă doriți un angajament, o relație serioasă, un contract, poate să fie și imaginea unui contract, da? Poate să fie un șef care vă oferă un contract, un nou proiect, da? Sau voi să vă gândiți la o nouă pasiune, o nouă relație care să devină contractuală, să vă căsătoriți, da? Și să conduceți în această relație. Ce vă doriți? Cavalerul de bâte, vă doriți o aventură, vă doriți pasiune, vă doriți să vă duceți către persoana aceasta ca un cavaler și să-i furați, să-i duceți departe într-o călătorie, să fiți doar voi doi și să vă exprimați ce asul de bâte, tot acest foc, acest nerv, acest vulcan, da? Sunteți ca un vulcan, asta e clar, după cum arată cărțile. Aveți cel puțin 3 cărți de foc, aveți o carte care reprezintă angajamente și mai aveți într-un final asul de spade care îmi arată că totuși, măcar până la sfârșitul lui februarie, lucrurile se clarifică și în primul rând vă clarificați o strategie. Pentru că asta e o carte a minții, a mentalului. Aveți victorie la locul de muncă dacă vi se oferă un angajament, un contract, un nou proiect, da? O poziție, o nouă poziție profesională, o să aveți succes, să aveți o victorie, vă puteți bucura de laurii acestei noi poziții, dar și în această relație veți manifesta acest succes. Poate începeți să comunicați, pentru că e vorba de comunicare, poate comunicați mult mai clar, mult mai direct cu ei și ajungeți la niște înțelesuri. Îi mai așteptați, ei încep și ei să explice de ce una și alta sau eu știu. Oricum este o carte a succesului, chiar dacă este intelectual-mental, nu vă impacientați pentru că focul rămâne acolo și, cum știți, dintre cele mai creative energii, bâtele și cupele sunt cele mai creative, însă focul este o energie creativă aplicată. Dacă cupele ar reprezenta artele plastice, bâtele ar fi, să zic, artele aplicate, decorative, aplicate, poate inginerie, în fine. Să vedem despre, poate reușesc chiar într-o singură parte. Partenerul vostru, ce are în suflet, 8 de monede, repet, și vedeți și voi, este 8, casa 8-a Scorpionului, poate se gândește la voi. în cazul în care aveți niște semne de pământ care v-ar uni. Poate vă văd ca pe o persoană foarte muncitoare. Aceasta e o persoană care muncește, dar care a ajuns la un grad de măestrie, are o artisticitate în felul în care abordează lucrurile, în felul în care își folosește anumite tehnici personale în ceea ce face și face bani, și face bani din ceea ce creează. Cred că această persoană se gândește la dumneavoastră în felul ăsta, dar este foarte posibil ca să fie, dacă a avut într-adevăr o dezamăgire, și nu uitați descrierea făcută la început, e foarte posibil în această perioadă să aibă, pentru că e cartea lunii a nevoilor emoționale, să aibă nevoie să se concentreze pe muncă ca să uite această dezamăgire, ca să uite. Și de ce zic asta? Pentru că mercurul lor este, în loc de echilibru, este în dezechilibru. Și repet, au avut niște probleme, dar sunt defensivi, depășesc momentul, se ridică, e momentul de ridicare, dar încă sunt într-o fază de singurătate în care își pun întrebări, se roagă, se duc la mănăstire sau eu știu ce mai fac. Și din acest motiv, pentru că au avut de-a face cu un manipulator, și din acest motiv ei nu sunt echilibrați mental. Ei sunt în dezechilibru. Poate se gândesc la o persoană, semnul săgetătorului, care i-a dezechilibrat, i-a rănit, da? I-a rănit pentru că i-a lăsat cu multe probleme financiare, i-a rănit foarte mult, i-a manipulat. Au fost mai egoiști și ei se gândesc la această persoană sau încă sunt în faza în care, de obicei, această carte echilibru reprezintă și vindecare. Încă au de lucru la vindecarea lor mentală. Repet, ca și lună, ca și nevoie, au nevoie să fie pământeni, să revină pe pământ, pentru că, să vedem, pentru că Martele lor este într-un semn de apă, poate să fie în pești, foarte posibil, pentru că peștii se manifestă cam așa, sau în casa lor publică, profesională sau nu publică, se manifestă ca și 10 de cupe. Este o energie superbă. Se manifestă foarte fericiți, poate nu-și arată problemele, nu-și arată dezechilibru, nu-și arată dezamăgirile, dar cred că mai degrabă ar fi că sunt oarecum idealiști. Simt că descrierea asta li se potrivește mai mult. Este o carte a superlativului și mai greu de obținut. Acest superlativ este idealul de fericire pe care și-l doresc și poate într-un fel sau altul manifestă în relația cu dumneavoastră, cu ceilalți, dar repet, simt că sunt idealiști și din acest motiv nevoia lor cea mai profundă este să devină mai pământeni, să se gândească la monede, la bani, la lucruri practice, pragmatice. Sunt într-un dezechilibru, oarecum, da? Trec de la excese emoționale, poate încep să râdă, să glumească, așa, și de fapt în suflet ei să fie, da, în dezechilibru, repet. Este foarte posibil. De ce le este frică de turn? Le este frică de o ruptură, de o despărțire, poate, de persoana care i-a făcut să sufere. Le este frică că nu se pot reconstrui pe ei. Probabil că turnul deja este, deja sunt într-o despărțire, că nu degeaba sunt în dezechilibru, da? Dar le este frică că nu se pot reconstrui după turn, urmează reconstrucția, da? Poate să fie și semnul vărsătorului, eu simt că turnul poate să fie și semnul vărsătorului. Le este frică să acționeze impulsiv, asta e o reacție care apare instantaneu, este neașteptată, le este frică de lucruri neașteptate, mult mai clar pentru dumneavoastră, le este frică de lucruri neașteptate, au nevoie să fie pământeni, da? Să gândească fiecare pas și să fiecare bănuț pe care îl fac. Altfel riscă, uitați ce cărți care exprimă oarecum dezechilibru emoțional și mental. Ce își doresc? Își doresc 6 de monede. Iarăși monede și este bine, pentru că la așa energie au nevoie de pământ. Și poate îi ajutați, pentru că Marele Preot este o energie foarte tradițională și cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Poate le dați un contract, poate îi puneți îi angajați în ceva care să-i aducă cu picioarele pe pământ și pe ei. Își doresc o relație echilibrată. Își doresc o relație cu o persoană care să le dăruiască, pentru că cealaltă persoană, da, din trecut, ia uite, am văzut și diavolul, cealaltă persoană din trecut i-a lăsat, da, i-a manipulat și i-a lăsat cu datorii financiare și cu probleme. Nu le-a dăruit, i-a ținut la distanță, în singurătate, nu a comunicat cu ei. Și atunci ei își doresc acum opusul, o persoană generoasă care să-i echilibreze, pentru că, uitați, semnul 6 al balanței, al echilibrului, și ei sunt în dezechilibru. Revin cu partea a doua, că n-am cum.